Bună dimineața, prieteni, doamnă, domnule, bine m am regăsit! Uh, am zis să povestim astăzi, că e joia mare, de un lucru mai puțin povestit, hai să zicem, ca să nu zic dezbătut, discutat. Povestit. Uh, până acum, în săptămâna mare, până acum câțiva ani, în săptămâna mare se invitau în platourile TV preoți, mai inspirați, mai puțin inspirați, dar îți dădeau emisiunile astea așa un fel de notă, de tihnă, de, știi, stai și faci curat sau pregătești casa de Paște și asculți. Nu te uiți neapărat la televizor, ci pur și simplu asculți și parcă îți vine așa sentimentul ăla de sărbătoare. Pentru că Paștile sunt, nu e așa, o sărbătoare. Poate cea mai importantă, sărbătoarea creștinătății. De 2-3 ani, 4 ani, de 5 ani, încet, încet își fac apariția în săptămâna mare alt fel de paradigme. Nu mai este paradigma aia, nu ea zice religioasă, ci a zice tihnită de, de, oameni care pregătesc calea spre sărbătoare, a acei preoți, ci este mai mult un fel de bulă în care se nasc patriotismele alea destul de ciudățele, cu excepționalism, cu uh, 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 desăvârșire națională, cu martiriul unui popor, etc. etc. Și aseară mă uitam, a fost invitat iarăși și iarăși Dan Puric, un actor excepțional. Eu l-am văzut în câteva spectacole la Cluj, omul este acel actor uh, total, i-aș spune, de teatru. Da? Nu l-aș vedea uh, uh, în filme. Dar pe scena omul este într-adevăr un acaparator, un devorator de aplauze și de uimiri extraordinare. Însă momentul în care Dan Pulic se transformă în învățător și ia, dacă vrei, discursul aproape cristic al, al suferinței și, și transferă suferința unui popor, și puneți ghilimele dacă vreți, asupra lui, în momentul în care arată cocoașa, gârboveala, Setea unui popor spre desăvârșire, deja cred că o dăm un pic în bară. De ce? Eu nu sunt împotriva patriotismului, doar că văd altfel patriotismul. Nu sunt împotriva naționalismului pentru că pur și simplu între mine și naționalism există o barieră de cărți, dacă vrei. Nu ai, nu ai voie să fii naționalist într-o perioadă în care uh, te bucuri de Voltaire uh, sau uh, îi recizi iubitei uh, Esenin sau nu-i așa, uh, copilul scântă o, o, un Bach sau un Beethoven la pian sau pur și simplu asculți un, nu știu, un Michael Jackson, ce vrei tu. Lângă ei pui și Țitruș, pui și Aurelian Andrescu, pui și Angela Similia, pui și, uh, și toți. Bun. Însă, Există uh, un fel de revigorare a ciudățenilor din istoria noastră și se transformă încet, încet, din niște fapte, în niște simboluri. Uh, Aseară am ascultat pe Dan Puric, era la Realitatea, uh, într -o, să fie scuzat cuvântul, săptămâna mare, într-o flecăreală reală națională, naționalistă, uh, patriotică sau patriotică, psihotică, aș spune, da? Bă, nu se face. Adică, pur și simplu, iarăși ne dăm un fel de, de, notă, da? Am dat noi extemporal în fața istoriei, nu contează ce am scris, dar noi ne dăm nota maximă. Să vii să-mi spui că poporul ăsta a fost martir decât s-a născut, sau că s-a născut cu ochii spre cer, am citat sau că avem o cale pe care nu e așa Dumnezeu ne-a pregătit-o, mi se pare totuși o exagerare și chiar o jignire a divinității. Mă gândeam, măi, dacă noi spunem că suntem excepționali, că noi suntem buricul pământului, că am pus coada la prună, oare ce ori zice, de exemplu, popoarele arabe din 200 de instrumentare de la de chirurgie, 180 au fost inventate de popoarele arabe ei ne-au adus, arabii ne-au adus renașterea în Europa, în niște momente în care Evu Mediu și Evu Mediu Întunecat ne-au făcut praf existența, da? Ei au venit cu primele traduceri din Antichitatea Greacă, ne-au reînvățat ceea ce pierduserăm de o mie de ani. Sau ce să mai zic, chinezii, nu? De la hârtie până la praful de pușcă, de la, de la toate și toate și toate, inventate sau americanii, nu-i așa, rezervorul de premii Nobel, sau, sau toți. Adică, până la urmă, noi ne refuzăm normalitatea de a fi popor între popoare. Înțelegi? Prin, prin uh, uh, delirul ăsta mistic național, pur și simplu ne refuzăm dreptul de a avea un destin în istorie. Și mă gândeam, bă, cum poate fi țara asta? Eu ce îmi doresc? Eu îmi doresc o țară normală, modernă, în care munca, într-adevăr, să fie, să fie un cuvânt de la de care nu poți scăpa, doar duminica, eventual. Da? Exact cum am văzut în Occident, în țările astea, liniștite. Și dacă observi, țările deschise, țările care au investit în tot ce înseamnă cultură, dar cultura aia, la nivelul omului simplu, nu genii și mari festivaluri. Oamenii, care, popoarele care au învețit în educație sunt cele mai tihnite. De când ai mai auzit la știri ceva despre Luxemburg? Nu este abonat la Breaking News-uri sau despre Liechtenstein sau despre Elveția. Adică, popoarele, țările care nu apar la știri sunt cele mai liniștite. De ce n am fi și noi la fel? O țară modernă, deschisă, pur și simplu cu oameni care să nu mai fie gri. De cealaltă parte, noi putem rostogoli, în istorie te rostogolești câteodată rău de tot, da? de cealaltă parte, ce se află? Naționalismul, frustrarea, domnule, uite, toți ăștia vor să ne ia nu știu ce, o ceru și pământ și apă, darul lui Stas, etc., 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 nimicnicia aia de popor mic care se ițește și urlă mereu că el e mare și că nu-i lăsat să crească mare, Poezii patriotice despre lucruri pe care nu le vedem. Da? Și pur și simplu o definiție absolut uh, uh, nu să zic împică, o, o definiție absolut greșită a tot ceea ce s-a numit patriotism. Și aici deja vorbim despre fapte care devin simboluri. Uh, lucrurile astea sunt uh, bine condimentate din punct de vedere uh, comunicațional sau dacă vrei, manipulator. S-ar putea să fie involuntar manipulator, și de. Uh, nu vine să spun în săptămâna mare, dar și de posturile astea de televiziune care se ocupă cu religia, mamă ce urât o ieșit. Da? Vedeam pe Trinitas. Uh, și acum câțiva ani, ce vă arăt acum, e din 2016, cred că sau din 2017, emisiuni despre. uite, în Din Dobrogea despre Gogu Puiu. Gogu Puiu a fost într-adevăr un luptător împotriva comunismului. Foarte mulți au fost luptători împotriva comunismului. Și naziștii lui Hitler erau luptători împotriva comunismului. Gogu Puiu a fost un legionar. Legionarii așa cum au fost ei. Și în loc să fie lăsat să se odinească în pace, așa cum ne vom odihni toți, cu păcate, cu nepăcate, se, se aduce iarăși o efervescență prin care nu e așa omul să fie trecut la nivel de simbol. Și vedeam aici, pe Trinitas, am văzut pe YouTube reportajul de la ceva televiziune din, din Dobrogea. Îl vedeam pe Teodosie, n-am nicio treabă cu el, dar el apare. În, 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 se bagă pur și simplu în seamă. Da? Vorbind despre durerile din timpul comunismului, despre cum românii patrioți au luptat împotriva comunismului și mă gândeam. Totuși, ai fost informator. Măcar taci. Nu e singurul cu păcat. Nu arunc piatra. Păcate avem toți și eu cred că de când m-am trezit până acum am făcut, am avut 10 păcate, oricum gând, oricum fapt. Da? Dar de aici până a apărea în fața mulțimii, care știe totuși că tu ai fost de partea altă, de partea comunistă, de partea mai spurcată a comunismului, a, a securității și să vii să vorbești despre, despre cei care au murit luptând cu regimul comunism, e o mare ipocrizie. Da. Sunt mulți Uite, Gogu Puiu, de exemplu, și m-am uitat să văd, bă, până la urmă, ce se spune despre că s-ar putea să greșesc eu, da? A fost legionar, pleacă în Germania, într-un lagăr, alături de cei, ceilalți fugari din România, vine înapoi în 47, îi arestat și închis un an de zile pentru trecutul său și pentru reinterpretarea prezentului său, într-adevăr ajunge în Dobrogea, unde se întâlnește cu alt legionar și formează o celulă numită Haiducii Dobrogei, care luptă împotriva comunismului, dar el rămâne totuși un legionar. Și m-am uitat la ce zicea nepoata lui Gogupuiu și după aceea zicea și fica lui Gogupuiu, doamna profesoară. Și zice nepoata, încă de tânăr Gogu Puiu adera la mișcarea legionară, fiind un spirit luptător adept al ideologiei naționaliste. În timpul guvernării legionare era militar în termen și a fost recrutat în batalionul de gardă al mareșalului Antonescu. Cu această ocazie și-o da seama că mareșalul trădează mișcarea legionară, etc. Da? Uh... Ok, sunt adevăruri istorice, fiecare are libertatea să le interpreteze cum vrea, doar că ar trebui să se gândească atunci când faci din un legionar, un simbol. Să te aștepți, exact ca în fotografia asta din, din știrea de la orarea, de la Constanța, ca în spatele tău să se afle o mulțime de oameni dezorientați, care cred că naționalismul este o soluție și în secolul 21. Oameni care văd în legionar niște, niște sfinți, niște spirite mari care au luptat, nu așa, împotriva dihaniei roșii. Ok? Uh. În momentul în care România a intrat în, în, în sevrajul ăla sovietic, da, au luptat, ca și mulți alții care nu au fost legionari, împotriva ciumei roșii. Însă, nu trebuie să uităm că au fost totuși legionari. Nu trebuie să uităm totuși că nu poți să faci dintr-o dată din niște fapte istorice o flecăreală naționalistă. Și aici deja mă întorc la Dan Puric, mie mi se pare că începe să devină personaj. Începe să, chiar dacă a fost acuzat că a fost informator al securității, a semnat acel angajament cu securitatea când era elev la vreo 17 ani, dar ne se nimic, niciun raport, domnule s-a zis, s-a zis, nu se poate numi lucrător sau informator al securității, asta este. Și asta trebuie spus. Da? Dar mă uit la ce zice Pleșu despre el. Domnul Puric încurajează un soi de legendarizare arbitrară a națiunii din care rezultă că ea frizează desăvârșirea. Atunci la ce mult să o mai descălești? Suntem unici, persecutați de tot mapamondul, singurii creștini adevărați, speranța lumii, gloria speciei. Asta e o gândire de tip becali. Domnul Puric n-ar trebui să facă posibile asemenea analogii. Și vine și Sergiu, Silviu, care zice un lucru, dar sigur, va deranja o grămadă de gazetari, dar zice bine. Când Dan Puric nu va mai apărea în talk cu ocazia sărbătorilor creștine, va fi semnul că realizatorii au pus mâna pe carte, că au renunțat la Sandra Brown și s-au apucat de lucruri esențiale. Nu cred că există ceva mai enervant decât să strici Crăciunul sau Paștele cu delirul misticul religios, ortodoxist radical, antioccidental, excepționalist românesc, legionarioid, schizo, liber schimbist al acestui personaj care citează de avalma autori și opere care n-au nicio treabă cu tema și se duce publicul, mai puțin avizat, cu erudiția lui de hipermarket. Asta spunea Silviu Sergiu acum câțiva ani. Și lucrurile astea cumva trebuie comentate. Și o să spun de ce. Ca să ne calmăm. Ca să nu mai avem impresia că cineva are ceva cu noi. Că istoria e nedreaptă cu noi, că toți invadatorii ne-au vrut pământul și apa și au venit și au cerut și așa mai departe. Nici gând. Noi va trebui să punem mâna pe carte. În momentul în care un popor ține o carte în mâini, în momentul ăla există ceva da? în cultura lui care îl ridică. Adică se liniștește. Dacă te uiți foarte bine la, la cei în România, vezi un popor neliniștit. Cu autorități neliniștite, cu o realitate neliniștită, cu absolut tot între girofar și, și ambulanță. Tot timpul ne am mișcat între niște repere de asta care pur și simplu parcă nu te lasă să dormi. Și mă gândeam, bă, da, cât de simplu totuși este să vezi ce a mai fost. Îți vine Spiru Haret, ministrul, secretar de stat primat la învățământ, da, și după a, ministrul învățământului, și bagă 14% din PIB în educație. Nu era foarte mult. Media era între 14 și 16% în Europa, da? Dar într-o generație, într-o singură generație, ai generația 27. În 20-25 de ani, deja vii și ai, ai pe toți cei care cu care astăzi te poți lăuda în fața Universului. Începând de la celălalt Eliade, Brâncuș, Enescu, cu toții, Ionescu. Acolo sunt toți într-o singură generație. Și îți dă, dacă tot vorbim de Săptămâna Mare, îți dă Dumnezeu, uite exemplu, ce poți să faci ca să ieși din, din amorțeala asta semantică aproape a defini sau de, care te definește, da? Ca popor și tu totuși zici, nu. Eu mă duc să ascult pe ăștia care vin și mi arată uh, uh, că mari legionari au fost mari patrioți. Legionarii au păcatele lor, ca toată lumea. Însă, nu-l face simbol. De ce? Pentru că îți ba joc de cei care sunt acum și care fac parte dintr-un popor pe care noi, părinții copiilor, n-am fost în stare să-l ducem la o librărie. L-am dus la biserică, l-am dus la crâșmă, l-am dus la mai știu eu ce, dar niciodată în librărie. Sau, mă rog, ne-a dus în librărie Spirul Haret. Și l-am uitat. Poate că Spiru Haret ar trebui să fie astăzi acel simbol de regenerare. Dacă vrem regenerare, dacă nu, asta este. Poți să fii într-o parte a istoriei în care faci istorie sau poți să fii pe cealaltă baricadă în care nici măcar destin nu mai poți să-ți faci. Să aveți sănătate, spor la treabă, că până duminică bate în covoare, facem cozonaci.